Reușesc ca în scurt să-ți
La el s-a adăugat și o, să-i zic eu, o căpușă care ar fi ciupit și că așa mi s-a grăbit moartea. În pofida faptului că a lucrat puțin, a avut șansă, a lucrat foarte repede. Adică, se spune că de 2-3 ore nici nu are pânze de dimensiuni foarte mari, decât foarte puțin. Dar știu că toți îl luați partea bună a cuvântului. Îi invidiau pentru sentimentul cu care știa să aștearnă culoarea, despre felul în care spune și Baba știa picurul de roșu și de alb, exact unde să-l pună. Avea în minte toată configurația lucrării respective. Doamna Florentina Cismar mi-a povestit că tot timpul își trasa înainte de a picta o lucrare, își făcea un caroiaz, un fel de regulă de aur pe care urma el, mă uit la filmul Mitrescu cu fața mea, care a fost profesor vestit de perspectivă la Universitatea de Artă și când erau examene de la perspectivă, toți tremurau de frică, știau că ori sunt perfecti, ori că picau. Deci știe foarte bine la ce mă refer când spun despre acest caroiaș pe care, pe urmă, el venea și așternea culoarea. Dar astea sunt lucruri de amănunt, care nu schimbă, zic, în niciun fel percepția lucrării atunci când ne uităm la ea. Mulți care au văzut să expoziția sau au uitat în fugă ieri pe aici, mi-au spus, dar zice, ne dă sentimentul unui om care a fost, care a suferit, care a fost trist. Zic, nu, n-a suferit așa de mult, adică, bine, nu era un om pentru care, știu eu, veselia să fie pusă pe chip ca o pecete care se schimbă. Nu era din categoria asta, era un om singurat, prefera să stea el în natură singur, nu într-o natură turistică. Vedeți că și-a ales niște mici sate de pe aici, de prin jurul Bucureștilor, la 30, 40, 50 de kilometri, nu foarte departe. Chiar avea unele, bine, avea o mare pasiune, era pescar de răit și, afară de faptul că ieșea la peisaj, și pescuia cu pasiune.